Salut, Adrian. Salut. Mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră. Plăcere. Să ne prezinți o mașină foarte rară din nostru de vedere, și anume o Alpina C1, nu? Da. 2.5. 2.5. 2.5 de la capacitatea motorului de 2.5 litri. Da. Bun. Spune-ne exact cât de rară este mașina asta, că mie mi-ai spus și mi-a fost cea cred că cea mai rară mașină cu care am mers vreodată. Este rară fiindcă este ediție foarte scurtă. Da. Numărul 38 din 50 fabricate. Deci practic există 50 toate. Toate. Da. Și în asta ați reușit să puneți mâna pe una, mai exact numărul 38. Original 50. Motor, original caroserie. Felicitări, ce pot să spun. Motorul are terminația de serie a caroseriei 0038. 0038, da, și acolo, corect, vă spune numărul... E pereche. Corect. Mă bucură mult că ne-ați dat ocazia să filmăm și în garaj toată colecția. O parte. Aveți o colecție, știu. Am filmat colecția de Alpina. Colecția de Alpina, corect. Asta am și vrut. O colecție foarte frumoasă. N-am mai văzut niciodată așa ceva. Este prima oară când văd. În România cred că sunt singurul care are 4 Alpina grămadă. Corect. Foarte frumoasă colecția. Cum v-a venit ideea, în primul și în primul rând, de a achiziționa în mod special Alpina, vorbim acum? Poate ai mai aflat despre mine, sunt un colecționar de BMW, mașini clasice deja, BMW 30, E28, E32, E34, dar colecționând, lucrând la ele, restaurând, de fapt, eu sunt, mă consider un restaurator, am ajuns la nivelul la care trebuie să strâng mașini valoroase de serie mică. Corect. Și cel mai bun exemplu în sensul ăsta este chiar cea care merge, da. Care e chiar prima Alpina pe care am cumpărat-o și e chiar prima restaurată în totalitate. Ea este cea mai rară de toată colecția? Da, este seria cea mai scurtă, da. De 50 de bucăți. E34 Vișiniu, care l-ați văzut, da. În garaj, este și el dintr-o serie scurtă, e numărul 65 din 70. Da. Adică e puțin mai mare ca asta. Puțin mai mare, o ediție specială. Și asta e garajului. Da. Ca să spun așa. El a fost, am înțeles bine, și primul Alpina, nu? Asta e primul Alpina. Care l-ați achiziționat. Da, l-am achiziționat de la un neamț. Spuneți exact puțin povestea lui, da. Pe internet, omul nu mai vrea să o restaureze, nu mai avea timp și a hotărât să o vândă. Cred că după ce a postat anunțul, nu știu să zic dacă a durat două săptămâni și m-am gândit, mi-am făcut socotelile, zic o iau. Trebuie să fie în colecție și de aici am prins gustul. Practic când am mers prima oară cu ea, de acum 6 luni de zile, mi-am dat seama că Alpina este altceva decât clar. Cele de serie. Senzația, puterea care ți-o dă. Și pot să zic că au și un pic de eleganță. Corect, așa este, în film. Și raritatea lor, asta e cea mai important la un Alpina. Tocmai de asta sunt și valoroase și le cresc valoarea în timp. De seria mică, asta spun. Da, din punctul meu de vedere, Alpina este mult peste M. Ca și exclusivitate, ca și, nu știu, orice. Poate modelul ăsta n-ar fi peste M3-ul E30. Dar dacă ne vedem peste 6 luni, modelul C227, care este în fabricație, să zic așa, în restaurație, este un model care la vremea respectivă a făcut furori, pentru că era mult, suna mult mai bine, era mai versatil, trăgea de jos, avea un alt cuplu, 6 cilindri au fost mai legendari decât 4, chiar dacă erau ei de M. Și era mai funny. Da, recondus. Asta este cu modelul următor. Bun. Hai să le spunem acum și celor care nu urmăresc cu ce diferențiem un mod pe stradă, de exemplu, da? Un Alpina, un E30 Alpina, față de un E30 stock. În primul rând vine cu scutele lor jante. Jante, spițe, nu, dacă nu mă înșel. Fusta față. Fusta spate. Fusta spate, față, corect, care scrie Alpina. Au acea buză mică pe spate, nu? Aileronul, da? Care e foarte asemănător și cu la interior. M-Technic 1. La interior sunt scaunele Recaro, un volan, un schimbător, dar astea sunt elemente oarecum de design.
tehnologia, ingineria constă în motor, exact, ceea ce diferențiază, da. Un pic de cutie și grupul care ei și l-au făcut la alt raport decât cele normale. Înțeles. Cutie este în 5 trepte. Cutie în 5 trepte, suspensia M-Technic, M-Technic, da. Care contează asta, cu niște amortizoare, iarăși, tot M-Technic. Și am fost aici, eu v-am întrebat despre asta, am mai condus noi 1.30, dar a spus noastră că doar pe versiunea de 6 cilindri vine, nu? Da. Asta este ca un fel de calculator de bord. E primitivul calculator, da, exact, care ne arată aici mici defecțiuni. De exemplu, eu îmi spune că n-am suficient apă în vasul de spălat parbrizul. La sonda de ulei nu mi-a intrat fișa. O să trebuiască să o... Ce an este modelul de astăzi? De fabricare? BMW-ul l-a fabricat în 86 și Alpina l-a livrat în 87. 87. Da. Deci ea este 87. Prima înmatriculare a acestei mașini este 87. Toți proprietarii au fost germani, din câte știu, număr de 4. Pe tocmai asta e și întreținută mașina, cred că așa. Bănuiesc că a fost, că ați cumpărat, a fost o bază bună mașina, nu? A fost o bază bună ca și caroserie, nu a avut probleme de rugină, dar a trebuit să-i refac o vopsutărie integrală, o mecanică, interiorul nu-l mai avea. Am reușit să găsesc ceva și să restaurez într-un material ce drept similar, nu este cel original. Interiorul este practic, zici că este nefolosit, ca să zic așa. Este nou, este restaurat la niște băieți în Slatina, dar bordul la fel, la anii ei, nu este, n-are nimic nou, nu are o crăpătură, nu are absolut nimic. Da. Mașina n-a stat pe stradă. Exact. Se pare că nu a stat pe stradă. Are ca și originalitate motorul, evacuarea cu șerpișorii specifici, evacuarea completă până la toba finală este ștanța Alpina. Este cea originală a mașinii 100%. Înțeles. Eu am investit ceva în... am mai făcut niște upgrade-uri, i-am pus aer condiționat, care nu l-avea pe serie. I-am mai pus niște geamuri Butterfly care nu erau pe serie, dar da, dacă tot le aveam, am zis că nu dă rău. Covorașele care a trebuit să le cumpăr, că nu mai existau. Detalii, să zicem așa. Un radiocostofon original în stare de nou. Am reușit să-l găsesc undeva, culmea, în România. Care stă foarte bine și se aude foarte bine. Am înțeles. Cred că noastră este, cum aș fi spus, cel mai mare, cred că, colecționat de BMW-uri, nu? Asta vă spun eu, nu a spus asta. Nu, de BMW-uri din ziua de azi. Da, poate da, din BMW-uri e mai corect. Vechi. Da. La ora actuală... Eu personal nu cunosc pe cineva, stai mai multe. Și modele rare mă refer. Eu nu cunosc. Ca modele rare există, aș avea câteva. Eu. Am vreo 3 M-Technic, 325. Am două Alpina, știu ca modele rare. Am toate 3, caroseriile, 3 toate BAU, motorizări. Da, toate caroseriile, de la 316 până la 320, poftim 327 cu Alpina. Am înțeles. Bun, zic, atunci când mă duceți undeva la o întâlnire, nu știu, de pasionați BMW, că știu că se fac destul de multe pe chestia asta, și apăresc cu Alpina, e deja altceva. N-am apucat să ies cu ea. Nu? Nu. Am fost cu 2.5. Pot să zic că tu ești printre primii care faci un interviu cu mașina asta. Nu au văzut-o mulți. Poate câteva fotografii scăpate pe net, dar... Da, păi inclusiv noi am postat o fotografie cu mașina noastră. Nu știu unde era făcută, chiar nu știu unde era făcută poza. Am văzut că a avut mare succes poza aia. Cred că a fost în rarul de la Slobozia, când am fost să-l matriculez, da, și am exact făcut prima oară, da. Da. A avut un foarte mare succes. Pasionat de ursuleți, a văzut-o prin geam, în sala de așteptare și a fotografiat-o. Da. Și atunci ne-am gândit, nu știam prima oară cum să luăm legătura, și așa am ajuns ușor la noastră. Și încă o dată vă mulțumim mult că ați acceptat. Cu plăcere. În primul rând să ne arătați mașinile și la doilea rând să facem un material și la cu următoarele asta proiecte, dar în fază de finalizare. Când sunt fresh, corect, stare impecabil. Și sper să facem un material și mai aveți acolo, am văzut eu, un Alpina, un E32, da, dacă nu mă înșel, cu motor de 3.0 și ea la fel destul de rară, nu?
foarte rar model 65. Este foarte rar fiindcă este și un 4x4. E de adevărat, e un touring. Dar este o mașină rară de care în ziua de azi nu te mai atingi ca preț. Am înțeles. Bun. Despre ea o să vorbim în materialul următor. Da, plăcere. Vă mulțumim mult încă o dată. Până data viitoare, vă spun la revedere. La revedere.